Vă prezentăm noul produs revoluționar Aqua Pro Shield Fumuriu pentru exteriorul lunetelor, mai ales mașinilor coupe sau mașinilor greu accesibile din interior pentru aplicarea sa. Această folie Aqua Pro Shield Fumurie nu necesită termoformare, te scapă de serigrafia uzuală pe care marea majoritate o întâmpinăm în aplicarea foliei. Un lucru foarte important la această folie Aqua Pro Shield Fumurie este că nu se demontează absolut nimic de pe mașină și mai ales când dai folia jos, nu va rămâne lipiciul pe ea și nici nu se vor duce dungile de dezaburire pe care luneta ta le are. Folia vine disponibilă în 3 nuanțe cu 5, 15 și 35% transparență. Folia vine cu 10 ani garanție, 99% protecția UV, 98% protecția infraroșu, adică căldura propriu-zisă pe care o simți tu în mașină. Acest RCZ are, probabil din punctul nostru de vedere, cea mai grea lunetă din lume. Noi putem demonstra rapiditatea, ușurința pentru montarea acestei folii exterioare de protecție. Acest RCZ are, din punctul nostru de vedere, cea mai grea lunetă din lume. Noi putem demonstra pe această mașină rapiditatea și ușurința aplicării foliei exterioare Fumurie Aqua Pro Shield. Acestea sunt dungile de serigrafie de care tu nu poți scăpa cu folia clasică Fumurie. Din acest motiv, noi îți recomandăm folia Aqua Pro Shield exterioară Fumurie. Te scapă și de serigrafie și de dungile de dezaburire care sunt complet inestetice. Puteți observa că pe această lunetă nu se văd dungile de serigrafie și nici dungile de dezaburire, dar haide să dăm folia jos să vedem dacă dăm jos se văd sau nu. Uite-le! Uite-le, sunt chiar sub folie. Cam așa se vede prin cea mai închisă folie exterioară de protecție cu 5%. Cam asta este claritatea pe care tu o ai din interiorul mașinii tale, la fel ca folia clasică Fumurie pentru geamuri. Avem chiar acum o folie cu 15% transparență. Puteți vedea chiar acum aplicarea foliei, cum am spus, rapiditatea și ușurința cu care această folie exterioară Fumurie se poate aplica pe luneta chiar și acestui RCZ, cea mai grea mașină din lume. Rezultat final după aplicarea foliei exterioare pentru luneta acestui RCZ Aqua Pro Shield Fumurie. Priviți-o doar cât de bine a ieșit, fără dungi de serigrafie, fără dungi de dezaburire. Este total clean. Urmează să punem folia asta și la încercare cu peria de sârmă. Gândește-te doar zgrieturile de pe ea când stă vara în soare, că se vor regenera și va rămâne luneta clean. Hai să dăm cu peria de sârmă. Bun, eu zic că se văd zgârieturile. Hai să dăm cu bricheta să scăpăm de ele acum. Gândește-te că asta va fi luneta ta întotdeauna, fără nici măcar o zgârietură, cu ajutorul self-healing-ului pe care folia exterioară Aqua Pro Shield Fumurie o are. Haideți să punem folia la încercare cu acest aparat. Prima oară vedem pe geamul gol. Trece căldură 22%, se poate observa. Hai să mergem și la folie. La folie, maxim 1%.